Bun venit la emisiunea Mesager Educațional. Ne aflăm în studio alături de invitatul nostru Alin Pop, profesor la Școala Gimnazială Valea Vinului. Bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Propun să vorbim astăzi despre românii de peste hotare. Avem o comunitate sau mai multe comunități însemnate în numeroase țări. Și cum mi-am propus să vorbim despre români, să împărțim în două categorii. Românii care din vechime sunt pe alte meleaguri, în alte țări locuiesc, și în diaspora, cum se spune, cu o denumire grecească, și românii care au emigrat în perioada contemporană, adică în ultimii vreo 20 de ani, 25 cel mult, că înainte, în vechiul regim, nu exista această... Așa. Ce aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, când ați aflat prima dată despre românii de peste hotare? Eu n-am aflat numai în anii de liceu, de la profesorul de geografie. A avut curajul să spun, atunci nu se vorbea despre așa ceva. Am aflat ceva mai devreme, absolut întâmplător, despre românii din Republica Moldova de astăzi. Pe la 13-14 ani mi-au cumpărat părinții o harta Europei și... uitându-mă pe ea, am văzut RSS moldovenească, cum se numea atunci. Bineînțeles că m-a șocat așa aspectul ăsta. Am cerut eu ceva informații de la părinți și mi-au spus câte lucruri știau și câte se puteau spune atunci. Erau cam reticenți și nu prea înțelegeam de ce. Mi-au zis să nu vorbesc oricum despre ce scria pe harta de pe peretele meu. Mi se părea chiar absurd, cumva. Deci așa am aflat despre românii din masa românimii, să spunem. Iar despre ceilalți din afara spațiului tradițional românesc, deci despre românii din Balcan, despre aromâni, despre megleno-români, am aflat tot așa în anii de liceu, datorită unui profesor de limba română foarte bun, care ne-a inițiat, ne-a spus câteva lucruri despre ei și dintr-o dată m-a pasionat subiectul foarte mult. Da, și aflat de dialectul român, că prin intermediul limbii române am aflat despre existența. Exact, prin intermediul limbii române, despre dialectul român, despre meglenul român, despre istoromâni și devenisem așa de pasionat încât începusem să învăț poezii române și cântece sau meglenul română povești și care îmi folosesc și astăzi pentru că sunt foarte gustate de copii când la școală, când tratăm subiectul ăsta al formării limbii și poporului român. Dar dumneavoastră sunteți de acord că diaspora română e în afara României și a Republicii Moldova. Da. Republica Moldova este România, ca să spun așa. Deci este spațiul istoric, geografic pe care s-a format poporul român. Iar când ne referim la diasporă, avem în vedere persoane care au plecat din spațiul de formare al unui popor și s-au răspândit știu și eu, în diverse locuri din lume. Am putea spune că, dacă am fi naționaliști, am putea spune că vremelnic separat. Vremelnic separate, da. Da, și chiar acest dacă s-a mai întâmplat în istorie. Bineînțeles, bineînțeles. Nici nu trebuie să fim prea naționaliști, ca să spunem asta. Asta este o realitate. Istoria se mișcă, se învârte și de multe ori lucrurile revin acolo unde au plecat cu sute de ani în urmă. V-aș ruga să vorbiți așa mai punctual despre comunitățile românești cele mai mari sau, mă rog, vorbitorii de română sau de dialecte românești, cum le zicem noi. Putem să-i abordăm în diferite moduri. Aș prefera așa, după varianta dialectală, deci să abordăm problema a românilor. Numărul lor nu este foarte, foarte sigur, foarte clar, pentru că statele în care trăiesc ei, în Macedonia, în Grecia, Bulgaria, Albania, de asemenea foarte mulți, încearcă tot felul de subterfugii în momentul în care se fac recensăminte naționale.
pentru ca comunitatea și minoritatea respectivă să nu iasă într-un număr prea mare. Unii vorbesc de 100.000 de aromani, alții de 250.000, alții chiar vehiculau cifre de genul 1 milion. Oricum... E bine să spunem și care sunt acele trucuri. Da, bineînțeles. Deci, da, li se dă să răspundă, li se dă, de exemplu, în Bulgaria au fost categorisiți vorbitorii de română de acolo, dacă au cerut să răspundă dacă sunt români, dacă sunt aromâni, dacă sunt cuțovlahi și țințari. Deci i-au pus în patru categorii și atunci au ieșit că sunt 70.000 de români, 5.000 de aromâni, cuțovlahi 3.700, vreo 4.000 și țințari în jur de 1.500 spre 2.000. Și automat o etnie, o singură etnie, au separat-o în foarte multe bucăți, care fiind așa de mici, normal că nu trebuie să li se dea neapărat școli în limba lor sau biserică sau universități, lucruri de... Am putea să facem o analogie cu cei din țara noastră. Am putea, sigur. Maramureșeni, olteni, moldoveni. Chiar etnic, să vedem cât sunt sași și cât sunt șfabi în România, dar să nu zicem populație germană. Da. Să vedem... Și imediat am împărțit în două... Da, să vedem câți maghiari, câți secui și atunci maghiari ajung nesemnificativ ca număr, efectiv nesemnificativ, dacă îi pui pe secui separat și... Da, astea sunt niște metode de a truca statisticile totdeauna. Da, da. Și nu numai ei, nu numai bulgarii folosesc, se folosește și în Serbia metoda asta și în Ucraina și nu numai în privința românilor. Până la urmă, statul francez nu recunoaște existența unor minorități naționale la ei. Ei sunt francezi. Americanii, de asemenea, sunt națiunea americană. Dorești să te integrezi bine, dacă nu dorești, este tren, este avion și pleacă spre casă. Deci e o problemă mai generală. Acum, revenind la români, sunt un grup foarte compact. Sunt cercetători care susțin că prin secolul VI s-au rupt de masa poporului român și au fost împinși de slavi undeva în ținuturile unde trăiesc acum. O altă părere este și mi se pare mai veridică că mare parte a peninsulei balcanice, a României de astăzi, a Serbiei, a fost locuită de populație romanizată, din care în urma năvărilor succesive de bulgari, de maghiari, de sârbi, au rămas poporul român compact și câteva insulițe pe care le dăm diferite denumiri. Și dintre care, repet, numeric, a românii sunt cei mai importanți, dar și din punct de vedere cultural și istoric, au dat și dau României, românismului, niște personalități absolut remarcabile. Remarcabile în toate domeniile și am putea să înșerăm foarte mulți dintre cei foarte de actualitate este tenismena Simona Halep. Mai este tot o tenismenă care parcă ar dori să se afirme acum, Irina Begu, este și ea de origine română. Este și artistul Toma Caragiu din Grecia. Toma Caragiu. Din artist sunt mai mulți. Caramitru. Sigur. Acest sunt specific. Da. Dumitru cel Negru ar însemna tradus motamo. Uh-huh. Da? Papa Costea. Sigur, tot un nume specific. Arșinel, actorul, este Anton Pan, dintre cel care este atribuit imnul României, Octavian Goga, cu siguranță, istoricul Neagu Giuvara, își ce revendică origini a române. Asta dintre românii care trăiesc în România. Mai este Mitropolitul Șaguna, de asemenea, a fost român. Arsenie Papacioc, mi se pare că a murit acum de curând, duhovnicul de la Țărmul Mării, trăia într-o mănăstire. Mina Minovici, cel care institutul din București îi poartă numele, un medic, un reputat medic. Și au fost foarte mulți patrioți. A fost Avram Iancu, aici în Transilvania. A fost Iancu Flondor, cel care a făcut unirea Basarabiei, s-a luptat pentru unirea Basarabiei cu România. Și în afară de asta, pentru că și a românii la rândul lor au creat o diasporă, deci foarte mulți s-au răspândit în țările Europei și ale lumii,
Unii dintre ei au ajuns prim-ministri în Grecia, prim-ministri a Iugoslaviei, a primit premiul Nobel o aromâncă de origine, Maica Tereza. Maica Tereza era dintr-o familie de aromâni. Din Albania. Din Albania, născută în Albania, da. Gonja Boyangiu o chema, de fapt. Tenismenul Pete Sampras. Boyangiu? Da. Există Boyangiu, nume, ca și la nume în țară. Noi, ca și, da. Da. Creatorul firmei de bijuterii, Bulgaris, bijutierul este în Italia, firma este renumită de bijuterii, este tot aromân. Și Emanuel Gojdu. A fost o discuție întreagă cu Emanuel Gojdu, un foarte mare avocat, mare filantrop și care a fost stăpânul, proprietarul centrului Budapestei, practic. O mulțime de clădiri le-a lăsat, pe care el le-a lăsat neavând urmași, le-a lăsat statului român. Nu s-a înfăptuit până la urmă trecerea asta, dar personajul ca atare, Emanuel Gojdu, este aroman și el. Da. Acum, dacă puteți să spuneți așa pe zone, cam unde sunt mase mai mari și mai compacte? Cei mai mulți trăiesc și astăzi în Grecia și probabil este locul... Nordul Greciei. Da, în nordul Greciei, la granița spre Macedonia, spre Macedonia și spre Bulgaria. Și atunci cele trei țări... Grecia revendică Macedonia? Da, consideră da. Că... Grecia are, de fapt, o provincie care se numește Macedonia, Macedonia grecească. Și acum este o Macedonie desprinsă din fosta Iugoslavie. Da, și s-au potrivit să fie vecini. Și pe grecii îi deranjează identitatea asta de denumire. Care produce confuzie. Exact, da. Exact. Da. Deci acolo este... Asta este una dintre problemele mari ale românilor, faptul că nu trăiesc într-un grup compact. Cei câteva sute de mii, dacă ar trăi împreună, ar avea un alt statut, indiferent în ce țară. Sunt comunități răzlete? Sunt comunități, sunt insule răspândite în diverse locuri, de 10, 20 de sate, 5 sate. Dar și ocupațiile lor facilitează împrăștierea, să zicem așa, dispersia asta. Da. Au dus foarte, foarte multă vreme o viață seminomadă, erau păstori. De oierit se ocupă în general. Exact, oierit. Au avut și un oraș foarte mare la un moment dat, Moscopole. Au reușit în 1940 să întemeze și o republică în Grecia, pe fondul războiului. O republică și chiar au cerut guvernului român să declare anexarea respectivei republici la România. Ei, din motive diplomatice, de mareșalul Antonescu a ezitat. A ezitat până, de fapt, a refuzat până la urmă să considere că este teritoriul românesc. Din motive sigur care nu le putem. Asta în Grecia. Acum în Macedonia? În Macedonia au un statut privilegiat. Să spunem, sunt în jur de 8500 de aromâni. Deci comunitatea este totuși mică, dar și Macedonia este un stat mic. De ce spun că au un statut privilegiat? Au dreptul să-și folosească limba lor, au grafia latină și au un fel de zi națională, ziua a românilor, mi se pare că în luna august, într-o perioadă. Și au primit statutul ăsta pentru că au fost foarte entuziaști când s-a format Republica Macedonia, care a avut tot felul de dificultăți în a se afirma în lume, că ba nu recunoștea Serbia, ba erau tensiuni la granița cu Albania, pentru că trăiau și acolo albanezi și după metoda Kosovo au încercat și acolo să rupă o parte din teritoriul Macedoniei, să-l ia Albania, iar comunitatea de aromâni a fost trup și suflet de partea macedonienilor. Și atunci au primit un statut acceptabil, care le permite să-și conserve și limba și identitatea. Personal știu foarte puține despre românii din Albania. Da, de fapt nu se cunoaște nici cifra lor exactă. Oficial ar fi vreo 80.000, unii înclină să creadă că sunt în jur de 300.000. Sunt în proces de deznaționalizare. Deci albanezii nu le recunosc drepturi nici la limbă, nici la grafie, nici ca și o comunitate. Ne-a venit de acolo, în schimb, un personaj important în istoria românilor, că veni vorba de Albania, domnitorul Vasile Lupu,
domnitor al Moldovei, cel care a ridicat Biserica Trei Ierarhi din Iași. El mai era numit albanezul, mă rog, mai în derâdere îi se spunea, dar familia foarte probabil au fost de origine aromână, a români din Albania. El este cel care a dus și trupul Sfintei Paraschiva de la Constantinopol la Iași, unde se păstrează acum și au sărbătoarea foarte mare pe 14 octombrie. Se mai spune că și imnul Albaniei ar fi fost. Imnul Albaniei, sigur, imnul Albaniei este o problemă ulterioară, deci nu este din vechime. La un moment dat au cerut albanezii două melodii din care să-și aleagă, le-au cerut românilor. Probabil melodiile lor nu li se păreau suficient de expresive, ce știu care au fi fost problema. Dar au cerut două melodii să-și aleagă imnul. Și România le-a pus la dispoziție Deșteaptă-te române, care atunci nu era imnul României, și Pe al nostru steag. Ei, din fericire, și-au ales Pe al nostru steag. Și de atunci este imnul Albaniei, sigur, versurile adaptate la realitățile lor, dar este, pentru cei care cunosc muzica românească, să spunem, tradițională, e o chestie interesantă. Când vezi pe stadioane, la începutul unui meci în care joacă Albania, chiar dacă joacă ei prost, dar totuși imnul este un cântec în limba română. Cunoscut. Da. Acum, în Serbia sunt comunități mai compacte și dispersate. Sunt comunități importante. Ce trebuie să subliniem aici? Faptul că românii din Serbia fac parte chiar din poporul român. Deci, din punct de vedere lingvistic, s-a făcut cândva o separație în patru dialecte. Și se consideră că noi, cei din România, suntem vorbitori de daco-română, dialectul daco-român. Mai sunt pe lângă asta a-românii, megleno-românii și istro-românii. Acum locuitorii din Serbia, românii din Serbia, numiți acolo vlahi, sunt dintre daco-românii, deci din marea masă a poporului român, care locuirea lui nu se suprapune, cum e și firesc, nu se suprapune exact peste niște granițe politice. Dar putem spune că în timpul regimului austro-ungar în Imperiu au făcut parte și Banatul sârbesc și Banatul românesc și atunci nu au mai, de fapt, sigur, și Ungaria și România și atunci de aia au fost. Chiar Oltenia a fost parte din Imperiu Habsburgic și partea Bucovina, partea de nord a... Exact. Și atunci, sigur că se păstrau niște legături absolut firești. Erau toți din aceeași țară. Acum sunt două regiuni în care îi întâlnim preponderent în Serbia. Una este Voievodina, sunt cam 34-35 de mii de români. Au și post de radio. Au și post de radio, sigur, sigur. Sunt ceva mai uniți ei ca mentalitate. Limba română este recunoscută acolo ca limbă oficială în comunitățile românești. Deci statul sârb a recunoscut limba română și au dreptul la grafie latină. Deci ei nu scriu cu literele chirilice. Da. Sunt aproximativ 42 de localități, majoritatea sate, au și ceva orășele, dar sunt o populație compactă și așezată în apropierea granițelor românești, ceea ce este important. Un statut, să spunem așa, mai puțin privilegiat, îl au românii din Timok, de pe Valea Timocului. Și ei sunt estimați aproximativ tot așa, la 35.000. Se spune că neoficial totuși ar fi cam de 10 ori mai mulți. Dar de ce credeți că ei sunt mai, cum să zic, mai discriminați, mai, adică nu li se recunosc drepturile? Păi mă gândesc că este aceeași problemă, că este bine pentru sârbi să nu aibă niște comunități, niște minorități foarte mari, foarte puternice și atunci îi separă. Ăștia sunt românii Blahi, dinspre România, o minoritate, și alții sunt vlahii pe care îi tratăm altfel și ei chiar caută deosebiri între limba românilor din Voivodina și limba așa numiților vlahi din Timok. Exact așa cum moldovenii, că n-a trecut cum foarte mult timp, era dicționarul român-moldovenesc. Da. Și lucrurile astea, până la urmă, să știți că ajung să și pătrundă în conștiința oamenilor și să îmbolnăvească. Da. Pentru că era o formă de manipulare. Exact. Gravă, da. Era o poveste, cineva, o întâmplare, un ziarist a vizitat mănăstirea Căpriana în Moldova, a stat de vorbă cu stareța de acolo
am zis că, uite, vrem să facem un reportaj, o emisiune aici la voi și au fost de acord. Până la un moment dat a zis, stareța, dar în ce limbă o să vorbim noi? Păi spune reporterul, în română o să vorbim, desigur. Zice, eu nu știu să vorbesc limba română, eu vorbesc numai moldovenește. Dar ea spunea totul în română, deci ea se exprima în română spunând că nu știe să vorbească română, că știe doar moldovenește. Deci în mintea lor discrepanța era așa de mare încât chiar nu-și dădeau seama că ei vorbesc. Da. Am mai auzit acest lucru când a vorbit Voronin cu Iliescu și Iliescu a spus că a vorbit în română. El a spus că a vorbit, el a vorbit în moldovenește. Da, important e că au, s-au înțeles. De aici și a pornit înțeles. Manipularea, mă gândesc. Da, da. Da. E o distincție artificială care urmărește alte scopuri, scopuri politice. Desigur, da. Așa. Deci și în Valea Timocului am văzut că a apărut problema în, de dată foarte recentă. Am văzut că au un lider acolo, un preot, Boian, care se ocupă de răspândirea culturii românești, de ținerea legăturilor cu patria mamă. Sigur, folosesc limba în biserică și folosesc limba în școli și de curând au pus problema cetățenii române. Deci consideră că ar avea dreptul să primească cetățenia română, chiar dacă până acum cetățenia română s-a dat doar persoanelor care au făcut cândva parte din România, din statul român. Cum sunt cei din Bucovina, din Moldova. Cadrilater, din Republica Moldova, da? Acum au cerut, fiind o comunitate compactă, li se pare o șansă de a-și păstra identitatea asta, de a primi cetățenia română. Acum să vedem ce hotărâri se vor lua concret în privința asta. Să urcăm mai spre nord, Ungaria? Da, în Ungaria fenomenul de deznaționalizare a fost foarte puternic. Este un număr foarte mic, dacă la recensăminte, un număr foarte mic de persoane se declară de naționalitate română sau vorbitori de limbă maternă. În jur de câteva mii oficial, parcă vreo 8.000 s-au declarat, deci sunt aproape deznaționalizați, aproape în totalitate deznaționalizați. Au mai rămas în câteva sate unde sunt comunități mai compacte. Exact, câteva sate, un orășel. Acum mai încearcă ei să-și reînvie tradițiile, dar nu știu dacă nu este cumva prea târziu. Dar, cum să spun, acum nu putem nici să-i condamnăm nici pe maghiari excesiv de mult, pentru că și în România s-a petrecut un fenomen de deznaționalizare al maghiarilor de-a lungul timpului. Și lucrurile astea sunt, până la urmă, inevitabile pentru orice comunitate mică care trăiește într-o comunitate mai mare. Da. Și dacă privim lucrurile la scara, la un timp foarte lung, putem să spunem că dacii s-au deznaționalizat la venirea romanilor și nu e nicio tragedie că s-a întâmplat lucrul ăsta. Mereu harta Europei etnică, politică s-a așezat în diferite forme, s-a mlădiat după cum au fost împrejurările. Dacă permiți o paranteză, citeam în istoria literaturii române lui Călinescu, are el un capitol final specificul românesc în care vorbește despre evrei. În ce dilemă erau ei? Să stea în ghetouri, izolați de restul culturii, ceea ce îi ducea la înapoiere. Să intre în legături cu comunitatea română, ceea ce îi ducea la deznaționalizare. Asta e dilema, cred că, a tuturor minorităților din toate țările, în general vorbind. Da, și dacă minoritatea respectivă nu-și găsește o cale de a rezolva problema asta, istoria sigur găsește o cale de rezolvare. Se impun anumite condiții, până la urmă suntem în progres tot timpul, în mișcare, să spunem așa, tinerii merg la facultăți, vrând nevrând, unde învață limba populației dominante. Acum eu, cum să zic, e un alt curent al așa zise globalizări. Acum problema spune puțin în alți termeni, că e o circulație mai liberă. Dar să nu uităm un lucru. O soluție între cele două războaie mondiale care s-a aplicat în țara noastră a fost de a încuraja imigrarea românilor din Macedonia, pare mi se, în special, și
plasarea lor în, în județe din în Constanța în general și în Cadrinater, da, în sud. Da. Vreau să vorbiți și despre deci, asta. Asta face parte dintr-o politică mai generală, să spunem, a statului român față de, față de românii din sudul Dunării. Macedoni, cum mai sunt numiți, sau a români. Au făcut românii o greșeală foarte mare. Au înființat școli, într-adevăr, în timpul lui Cuza și în timpul lui Carol, a regelui Carol I, s-au înființat școli românești între a români. Dar greșeala mare a fost că școlile erau chiar în limba română literară, deci limba de la noi, în loc să fie în limba a română, deci în dialectul la român, în ceea ce se vorbea acolo. Da, da. Și atunci pentru ei suna destul de străin, destul de străin, deci își înlocuiseră ei limba greacă, care era total din altă emisferă față de limba lor, dar nici ceea ce li s-a oferit n-a fost exact ce trebuia acolo. Interesant. Ar fi trebuit școli aromânești, armânești, cum își spun, da, ei. Da. Și soluția deplasării, adică și atunci, și atunci au căutat salvarea populației românești, a etnicilor români de acolo, aducându-i în prima dată în Dobrogea, în Tulcea și în Constanța, și după aceea în cele două județe pe care România le-a primit în 1913, pe care le-a luat practic de la Bulgaria. Zona este numită Cadrilater, în sudul Bulgariei de astăzi, cu două județe au fost în perioada interbelică, Caliacra și Durostor. Ei, acolo au fost aduși masiv aromâni, populație aromânească, în toată Dobrogea, toată partea dinspre mare. După ce, Bulgaria, după ce Bulgaria ne-a luat Cadrilaterul în 1940, este de drept un teritoriu al Bulgariei, au plecat, o parte dintre ei au rămas acolo, o parte au mers în Dobrogea românească, au plecat foarte mulți la București, atunci au un talent deosebit, cea românii chiar au creat o diasporă în Europa mult mai puternică și mai semnificativă decât au făcut-o românii. Păi ei, în timpul Imperiului Habsburgic, au ajuns să locuiască în Viena, în Budapesta, în Praga, au venit în Transilvania, dar tot pe teritoriul Imperiului Habsburgic, mai târziu Austro-Ungar. Deci au ocupat lumea. Lumea de atunci, foarte buni comercianți, foarte buni banchieri, cum să spun, oameni, niște oameni energici, plini de inițiativă. Interesant e că după ce au venit în, după ce au imigrat în România, mulți au devenit naționaliști și s-au afiliat gărzii, da, de fiecare parte din... Da, dar cred că naționalismul se născuse acolo, deci ei au venit cu, cu o doză foarte mare de naționalism. Erau o comunitate, cum să spun, strântorată din punct de vedere etnic, lingvistic, se simțeau amenințați, deznaționalizați și atunci... Chiar sentimentul ăsta a fost motorul care eu... Exact, da, unul dintre, una dintre cauze, sigur. Și este interesant că își păstrează identitatea și acum unde trăiesc și în România și în lume, își recunosc identitatea de a români. Da. Dar foarte plăcut și frumos din partea lor că în România n-au cerut statutul de minoritate. Deci ei... Ei sunt a români, dar partea poporului român se consideră. Deci nu este una dintre, nu știu câte, 19 minorități sau câte are România. Să trecem mai departe la Maramureșul Voivodal, care se întinde și peste Tisa. Da, da, avem o serie de români în regiunea care se numește acum Transcarpatia. A fost un fenomen foarte interesant pentru că o parte dintre ei în 1918 au vrut să se unească cu România și au cerut și au avut reprezentanți. De ce nu? De ce nu s-a pus problema? Nu știu, statul român pur și simplu nu s-a interesat de populația respectivă, de satele respective românești, câte sunt. E adevărat, zona este locuită majoritar de ruteni, dar sunt sate românești la granița cu România. Nu s-au dat țările, zona respectivă nu s-a dat Ungariei, că era un stat învins și era revolta bolșevică de acolo. Ucraina a fost considerată un stat neviabil și până la urmă a venit Ceoslovacia și a incorporat regiunea. Interesant, Ceoslovacia, sunt slovaci acolo? Nu, populația ruteană este o populație slavă, să zicem, care și-a găsit ea niște afinități cu... Cehii, da? Dar până la urmă fost mai degrabă ucraineni, ruteni. Ba da, ba da, ruteni, sigur, dar Ucraina, Nefiind stat, a fost Republica Ucraineană de scurtă durată, a fost un stat efemer
și până la urmă a intrat în componența URSS-ului. Și n-au avut atunci puterea, că dacă aveau puterea, sigur că luau ucrainienii sau rușii teritoriul respectiv, cum l-au și luat. Deci asta este Transcarpatia. Mai este, în schimb, este Herța, unde populația este și astăzi majoritar românească, în jur de 93% dintre cei de acolo. Am zis Culciu, mă, ești Valea Vinului, așa e? Valea Vinului, da. Fa, ce greșeală, așa nu m-a dus nici pic. Ia uite, nu contează. Lasă că doar îi ține minte atât. Nu, bine. Dacă nu mă corectez, și gata, așa. Valea Vinului mereu, că acolo locuiesc. Poate voi preda și în Culci anul ăsta, cu jumătate de normă. Tu schimba directoarea în Culci. Care e explicația? În Culci? Da. Nu știu, dar cine e? N-ai văzut? Nu. Tot e Onela, dar nu știu, gata. A, Turturean, s-a măritat. Turturean, da, da. S-a măritat. Ai, ai, da. Bun venit la emisiunea Mesager Educațional. Ne aflăm în studio alături de invitatul nostru, Alin Pop, profesor la școala gimnazială Valea Vinului. Bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Propun să vorbim astăzi despre românii de peste hotare. Avem o comunitate sau mai multe comunități însemnate în numeroase țări. Și cum mi-am propus să vorbim despre români, să împărțim în două categorii. Românii care din vechime sunt pe alte meleaguri, în alte țări locuiesc, și în diaspora, cum se spune, cu o denumire grecească, și românii care au emigrat în perioada contemporană, adică în ultimii vreo 20 de ani, 25 cel mult, că înainte, în vechiul regim, nu exista această... Așa. Ce aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, când ați aflat prima dată despre românii de peste hotare? Eu n-am aflat numai în anii de liceu, de la profesorul de geografie. A avut curaj să spun, atunci nu se vorbea despre așa ceva. Am aflat ceva mai devreme, absolut întâmplător, despre românii din Republica Moldova de astăzi. Pe la 13-14 ani mi-au cumpărat părinții o harta Europei și, uitându-mă pe ea, am văzut RSS moldovenească, cum se numea atunci. Bineînțeles că m-a șocat așa aspectul ăsta, am cerut eu ceva informații de la părinți și mi-au spus câte lucruri știau și câte se puteau spune atunci. Erau cam reticenți și nu prea înțelegeam de ce. Mi-au zis să nu vorbesc oricum despre ce scria pe harta de pe peretele meu. Mi se părea chiar absurd cumva. Deci așa am aflat despre românii din masa românimii, să spunem. Iar despre ceilalți din afara spațiului tradițional românesc, deci despre românii din Balcan, despre aromâni, despre megleno-români, am aflat tot așa în anii de liceu, datorită unui profesor de limba română foarte bun, care ne-a inițiat, ne-a spus câteva lucruri despre ei și dintr-o dată m-a pasionat subiectul foarte mult. Da, și am aflat de dialectul român, că prin intermediul limbii române am aflat despre existența. Exact, prin intermediul limbii române, despre dialectul român, despre megleno român, despre istoromâni. Și devenisem așa de pasionat încât începusem să învăț poezii române și cântece sau în megleno română povești, și care îmi folosesc și astăzi, pentru că sunt foarte gustate de copii când la școală, când tratăm subiectul ăsta al formării limbii și poporului român. Dar dumneavoastră sunteți de acord că diaspora română e în afara României și a Republicii Moldova? Da. Dar Republica Moldova este România, ca să spun așa. Deci partenii este spațiul istoric, geografic, pe care s-a format poporul român. Iar când ne referim la diasporă, avem în vedere persoane care au plecat din spațiul de formare al unui popor și s-au răspândit, știu și eu, în diverse locuri din lume. Am putea spune că, dacă am fi naționaliști, am putea spune că vremelnic separat. Vremelnic separate, da.
Da, și chiar dacă s-a mai întâmplat în istorie. Bineînțeles, bineînțeles. Nici nu trebuie să fim prea naționaliști, ca să spunem asta. Asta este o realitate. Istoria se mișcă, se învârte și de multe ori lucrurile revin acolo unde au plecat cu sute de ani în urmă. V-aș ruga să vorbiți așa mai punctual despre comunitățile românești cele mai mari. Sau, mă rog, vorbitorii de română sau de dialecte românești, da, cum ne zicem, da, noi. Putem să-i abordăm în diferite moduri. Aș prefera așa, după varianta dialectală, deci să abordăm problema așa. A românilor. Numărul lor nu este foarte, foarte sigur, foarte clar, pentru că statele în care trăiesc ei, în Macedonia, în Grecia, Bulgaria, Albania, de asemenea foarte mulți, încearcă tot felul de subterfugii în momentul în care se fac recensăminte naționale. Pentru ca comunitatea și minoritatea respectivă să nu iasă într-un număr prea mare. Unii vorbesc de 100.000 de aromâni, alții de 250.000, alții chiar vehiculau cifre de genul 1.000.000. Oricum... E bine să spunem și care sunt acele trucuri. Da, bineînțeles. Deci li se dă să răspundă, li se dă, de exemplu, în Bulgaria au fost categorisiți vorbitorii de română de acolo, dacă au cerut să răspundă dacă sunt români, dacă sunt aromâni, dacă sunt cuțovlahi și țințari. Deci i-au pus în patru categorii și atunci au ieșit că sunt 70.000 de români, 5.000 de aromâni, cuțovlahi 3.700, vreo 4.000 și țințari în jur de 1.500 spre 2.000. Și automat o etnie, o singură etnie, au separat-o, da, în foarte multe bucăți, care fiind așa de mici, normal că nu trebuie să li se dea neapărat școli în limba lor sau biserică sau universități, lucruri de... Am putea să facem o analogie cu cei din țara noastră. Am putea, sigur. Maramureșeni, olteni, moldoveni. Chiar etnic, să vedem cât sunt sași și cât sunt șfabi în România, dar să nu zicem populație germană. Da. Să vedem... Și imediat am împărțit în două. Da, să vedem câți maghiari, câți secui și atunci maghiari ajung nesemnificativ, ca număr, efectiv nesemnificativ, dacă îi pui pe secui separat și... Da, astea sunt niște metode de a truca statisticile totdeauna. Da, da. Și nu numai ei, nu numai bulgarii folosesc, se folosește și în Serbia metoda asta și în Ucraina și nu numai în privința românilor. Până la urmă, statul francez nu recunoaște existența unor minorități naționale la ei. Ei sunt francezi. Americanii, de asemenea, sunt națiunea americană. Dorești să te integrezi bine, dacă nu dorești, este tren, este avion și pleacă spre casă. Deci e o problemă mai generală. Acum, revenind la români, sunt un grup foarte compact. Sunt cercetători care susțin că prin secolul VI s-au rupt de masa poporului român și au fost împinși de slavi undeva în ținuturile unde trăiesc acum. O altă părere este și mi se pare mai veridică că mare parte a peninsulei balcanice, a României de astăzi, a Serbiei, a fost locuită de populație romanizată, din care în urma năvărilor succesive de bulgari, de maghiari, de sârbi, au rămas poporul român compact și câteva insulițe pe care noi le dăm diferite denumiri. Și dintre care, repet, numeric, a românii sunt cei mai importanți, dar și din punct de vedere cultural și istoric. Au dat... Până la urmă, astea sunt niște fapte istorice și noi trebuie să vedem realitățile contemporane. Da. Și facem aici un paralelism cu ce s-a întâmplat în 1918, când se pregătea unirea Transilvaniei cu România, în care delegația ungară, la conferința de pace de la Paris, a dus un vagon de documente în care arătau că așa și așa. Și întrebarea totuși care s-a pus-o, pe care au pus-o americanii, bine, fraților, l-am înțeles, acum 300 de ani, principi voievoz și... Dar acum, cine locuiește acolo? Asta păi românii locuiesc. Păi, asta gata, e frate, lăsați documentele, nu ne interesează. Nici ce zic românii, care sunt documentele voastre cu menumorut și cu alea, nu ne interesează. Nici ce zic ungurii cu Ștefan cel Sfânt și așa mai departe. Trăiesc români, este a României și salutare. Da. Deci... În ziua asta e argumentul hotărător, majoritatea populației pe anumit teritoriu. Sigur, sigur. Și asta vedeți că a fost și argumentul care s-a pus în zona Kosovo.
este leagănul, da, de formare a poporului sârb, astăzi este locuit majoritar de albanezi. Și erau peste 90% albanezi, exact. Și mai înainte. Și dacă nu aparține, și mi-e pare rău că aparține Albaniei, dar asta este situația, dacă nu aparține, da, Albaniei, pace nu se poate instaura într-o zonă unde toată populația este albaneză și dorește altceva. În Transnistria românii sunt o minoritate, dar nu sunt, adică sunt o majoritate, dar nu majoritate absolută. Ceea ce înseamnă că numărul lor nu depășește 50%. Avem în jur de 35% români acolo, ceea ce înseamnă că ei sunt cea mai mare comunitate etnică. Urmează alții cu 30%, cu 19%, cu 2%. Alții fiind cine? Alții fiind ucrainieni. Rușii de unde provin acolo? Cum? Păi, rușii, au fost în perioada Uniunii Sovietice. În perioada Uniunii Sovietice, sigur. Acolo, da. Rușii inclusiv sunt, cu armata. Sunt, exact, sunt peste tot. Cineva chiar spunea un fel de glumă, cu cine se învecinează, îmi punea o întrebare, cu cine se învecinează Rusia? Și răspunsul era, cu cine vrea ea. Eu încercam să găsesc vecine, deci este o putere expansionistă. Da, evident. Mai sunt acolo și găgăuzi, veniți, este o populație, da, turcică, aia, majoritatea zonă sunt în Ucraina, aia, dar sunt și în Transnistria și chiar și în Basarabia găgăuzii. Deci românii de acolo sunt exact în situația în care au fost românii din Dobrogea în 1878, când Dobrogea a revenit României, adică sunt majoritari, dar nu este majoritatea absolută. Deci nu sunt jumătate dintre ei români, dar totuși dintre minoritățile de acolo, cea mai numeroasă este minoritatea românească. Uh-huh. Acum rușii s-au folosit de problema asta, este politica divide et impera. Au dat Transnistria moldovenilor. În schimb, au luat de la Moldova sudul Basarabiei, regiunea Bugeacului pe care au dat-o Ucrainei, pentru a crea o discordie permanentă între, da, cele două state. Da, și auzeam că pentru a avea pretenții fiecare la cealaltă la... și să nu se poată înțelege și, da, alia niciodată, da, și, da, în prietenii, da, împotriva lor. Și trebuie să spun, să fac totuși o corectură, în perioada celui de-al doilea război mondial a fost parte a teritoriului românesc Transnistria, deci a fost ocupată de români în timpul mareșalului Antonescu, da, timpul pe timpul războiului, da, din 41 până în 43. Dar se mai spune că între Nistru și Bug, cercetătorii spun, da, că ar, sigur, fi existat populație. Sigur, din epoca medievală au fost brodnici, berlatnici, s-au întins foarte mult. În Ucraina, în Rusia, au ajuns până în Polonia. Am mai avut o parte tot de etnie, să spunem, romană, care a ocupat Dalmația. Deci s-au întins și românii în lume. Mai avem vreo 4 minute, dacă nu mai puțin. Vă rog să ne vorbiți și de diaspora contemporană, de cei care au plecat acum în ultimii vreo 15-20 de ani peste hotare și văd că nu prea vin. Nu prea sunt în, da, care, nici nu, da, sunt curajat să vină, da, să, da, revină în țară. Este bine, acum nu știu cine ar trebui până la urmă să-i încurajeze, pentru că sufletul omului este cel care dictează. Sunt unii făcuți, într-adevăr, care se integrează foarte repede într-un loc străin și sunt alții care au plecat, au stat 5-6-7 luni și n-au făcut față și s-au întors înapoi în țară. Ce vreau să spun, remarca cineva chiar istoricul Neagu Juvara, că este un fenomen nou totuși pentru spațiul românesc, o plecare în masă a câtorva milioane de oameni care mai mult sau mai puțin au de gând să se întoarcă. A mai fost un fenomen similar, dar nu la scara asta, când au plecat românii transilvaneni în America. Statele Unite au mers după să facă bani. După 1900 au plecat să facă bani, dar totuși să-și cumpere terenul. Exact. Majoritatea s-au întors și și-au cumpărat pământ aici, dar au rămas în Statele Unite și în Canada. Sunt astăzi cam 2 milioane de români. Unii mai știu doar că sunt de origine românească și nimic altceva. Cei care pleacă acum în străinătate încă n-au avut totuși timpul necesar să se constituie într-o comunitate foarte închegată. Așa, uh-huh, cum este, adevărul este că sunt și în țări diferite, una sunt în Spania, alții sunt în Italia. Deci, deocamdată, putem să-i considerăm ca români plecați în străinătate, nu au coeziunea pe care o au românii din Statele Unite, de exemplu, sau cei care, românii din Basarabia, românii din Valea Timocului, chiar, care
doresc să vină în România, deși știu că e sărăcie, doresc să facă parte din poporul român. Pe când unii dintre românii plecați acum în Occident, deși sunt mulți. Da, încearcă să se dezică totuși de România. Și povestea cineva, curios, zice, păi am stat 10 ani în Spania, dar n-am vorbit românește niciodată, ca să nu mă audă ăia de acolo. Curios. Este cu totul altă, cu totul altă mentalitate. Da, dar în Statele Unite considerați că în timp s-a structurat și s-a format toate în istorie, toate, da? Se structurează în timp. Deci nu putem, este prea timpuriu să tragem o concluzie asupra, da, da, situației românilor din Occident acum. Pentru că nu s-au consumat toate consecințele care pot să apară peste 10, 20, 50 de ani. Dădea cineva un exemplu foarte frumos. Spunea că dacă la venirea regelui Carol în țară, a domnitorului, ar fi întrebat, na, care sunt evenimentele cele mai importante din ultimii ani, de când sunteți voi ca popor, nimeni n-ar fi subliniat un lucru deosebit de important. Faptul că se născuse un copil cu numele Mihai Eminescu în familia căminarului Eminovici din Ipotești în urmă cu 2-3 ani și care avea să devină un eveniment major pentru români, dar pe care în momentul ăla nimeni nu putea să bănuiască amploarea lui, deși el era în desfășurare. Copilul se născuse, practic. Tot așa și cu românii din Europa Occidentală de astăzi și cu fenomenul emigraționist spre Europa, nu putem să putem să ne îngrijorăm, dar nu putem să tragem consecințe. Și nici nu puteți formula predicții. Nu se pot formula. Istoria este foarte, foarte imprevizibilă și asta este farmecul ei până la urmă. Asta e. Da. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru participare și telespectatorilor le mulțumim că au fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV.